Ministerul Energiei în vizită la minele din Valea Jiului. Sebastian Burduja a făcut o radiografie a situației actuale odată cu înființarea complexului energetic Valea Jiului. Mai sunt 4 mine funcționale unde își desfășoară activitatea circa 2000 de mineri care nu reușesc să scoată suficient cărbune pentru a putea funcționa termocentrala de la Paroșeni. Cei de la Ministerul Energiei spun că unica soluție pe care o au în vedere pe viitor este realizarea unui mix energetic la complexul energetic Valea Jiului. Mixul energetic este obligatoriu la complexul energetic Valea Jiului. Este singura soluție propusă de Ministrul Energiei pentru a crește producția. Dacă nu se realizează acest mix, noua societate va avea aceea soartă pe care a avut-o complexul energetic Hunedoara și Compania Națională a Huilei. Pentru a avea siguranța sistemului energetic național, este nevoie de energie în bandă. Ea nu poate fi asigurată decât de cărbune, de gaz, de energia nucleară sau pe viitor de hidrogen, încă sunt costuri foarte mari acolo. Ceea ce este important este să gândim un viitor pentru Valea Jiului și asta am discutat astăzi cu liderii de sindicat, cu conducerea companiei și să gândim proiecte care practic diversifică activitatea noi companii Complexul Energetic Valea Jiului în zona de energie verde, panouri fotovoltaice, microhidrocentrale și, de ce nu, pe viitor și în zona de energie nucleară cu aceste reactoare modulare mici. În 2029 România are șansa să fie prima țară în Europa și poate chiar prima țară din lume care are un astfel de reactor modular de mici dimensiuni la Doicești, în județul Dâmbovița. Ulterior, după punerea în funcțiune, vor fi și alte reactoare modulare de mici dimensiuni pe amplasamentele pe care le vom decide la momentul respectiv în funcție de anumite caracteristici. Oficialii spun că acordurile dintre România și Comisia Europeană sunt clare și că cele 4 mine care au mai rămas în Valea Jiului trebuie să-și înceteze activitatea până în 2032. Oricât cărbune ar da minerii, nu mai este rentabil, costul de producție depășește cu mult cel de vânzare. În aceste condiții, o diversificare a producției de energie rămâne singura soluție viabilă. De exemplu, partea de panouri fotovoltaice poate fi finanțată din Fondul pentru Modernizare. Acolo vom lansa un apel de 500 de miliarde de euro și vedem o colaborare între Complexul Energetic Valea Jiului și o companie cum ar fi Hidroelectrica. Hidroelectrica are și un capital propriu foarte mare. Știți bine, a fost listată recent, parțial 20% a fost listată și capitalizată sau evaluată la 10 miliarde de euro, companie semnificativă. Și nu numai Hidroelectrica, discutăm și cu Romgaz pentru grupul pe gaz, discutăm cu Nuclear Electrica în perspectiva anilor 2030, deci gândim pe termen lung. Ministrul Sebastian Burduja vede chiar o asociere între complexul energetic Valea Jiului și marii coloși industriali din energie. Planurile ministerului pe termen lung prevăd ca fondurile pentru realizarea acestor alternative de producere a energiei să fie accesate prin proiecte europene.